cred că este bine să spunem mai întâi de toate ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin? Amin. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos care botează și astăzi cu Duhul Sfânt și binecuvântat să fie Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt în mijlocul bisericii. Amin. Amin. Și spunea Domnul Iisus Hristos despre Duhul Sfânt că va fi în voi și cu voi până la sfârșitul viacurilor. Până va veni Domnul Iisus Hristos, până va veni Dumnezeu cu miile Lui de îngeri și va lua biserica, lăudat să fie numele Domnului. Dragii mei, până aici am cântat cântări. Și cântările care le-am cântat, niciuna nu a fost ca să dăm elogii nouă, să ne lăudăm pe noi. Mă gândesc că niciunul dintre cei care am cântat, n-am cântat să ne afișăm pe noi. Pentru că dacă am cântat, am cântat să lăudăm pe Dumnezeu. Și eu cred că avea dreptate acel compozitor care spunea: lauda mea e pentru împăratul. Și nu este pentru niciun alt împărat pământesc, ci este pentru Domnul Iisus Hristos, lăudat să-i fie numele Lui. Dar învățătura și cuvântul din această dimineață nu este pentru cer, nu este pentru îngeri, ci este pentru oameni. Este pentru noi. Și ferice de noi dacă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl strângem în inimile noastre și dacă îl aplicăm în viața noastră, în trăirea noastră. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea biruință la aceasta. Amin? Căci ar vrea să vă spun ceea ce am spus și altă dată, numai la adunare, numai la biserică te mai îndeamnă oamenii, te mai îndeamnă frață, te mai îndeamnă surorile, semenii, ca să-L auzi pe Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu. În afară de asta, oriunde te duci, nimeni nu te încurajează la aceasta. Nici la locul de muncă, nici pe stradă, nici într-o altă instituție, ba din contră, îl scoate afară pe Dumnezeu din instituțiile în care măcar un simbol a fost. Dar în adunare ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune și la împărăția lui Dumnezeu și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta, să ne ducem până la sfârșit promisiunea care am făcut-o. Amin? Amin. Dragii mei, aș vrea să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață și aș vrea să vorbesc pentru că duminica trecută, dacă vă aduceți aminte dimineața, s-a vorbit despre coborârea Duhului Sfânt, care pe mulți oameni, pe unii de atunci, i-au luat prin surprindere. Care și astăzi, pe unii oameni, îi surprinde această manifestare a Duhului Sfânt. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu le-a spus în ce fel se va manifesta coborârea Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor: voi veți primi o putere. Deci, cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este o putere. De fapt, face parte din această Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și este o măsură din Duhul Sfânt care Dumnezeu o trimite peste oameni. Peste oameni. Peste cei, bineînțeles, peste cei sfinți. Domnul Iisus Hristos a avut Duhul Sfânt în El și fără de măsură. Noi îl avem cu o anumită măsură care Dumnezeu îl lasă în inimile noastre. Aș vrea să vă spun despre Duhul Sfânt că El a fost promis. El a fost promis încă din vechime. Prorocul Noel, de care noi îl amintim de multe ori acele versete foarte bine știute de noi, știți prin ce an a trăit omul acesta? Știți că el era de fapt contemporan cu Solomon? Mai precis, o trăit prin anii 900 și vreo 50-935, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Pur și simplu era contemporan cu Solomon, cu fiul lui David. Probabil și pe David l-a prins. Și este pus aici în Scriptură, oarecum, cartea lui ca prorocie, mai la urmă, chiar înainte de a începe în Noul Testament. Dar această promisiune a fost făcută cu mult. Și apoi, Domnul Iisus Hristos readuce aminte ucenicilor și le spune: voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt. În cartea Evreilor putem să citim iarăși despre acest Duh Sfânt, care spune aici că cei ce au fost luminați odată și au gustat din darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt.
și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este o fărmitură sau este oarecum o măsură din puterile veacului care există în Împărăția lui Dumnezeu. Acolo este bucurie în Duhul Sfânt. Este bucuria noastră acolo, va fi numai în Duhul Sfânt. Dacă aici avem și bucurii pământești, aș vrea să vă spun că acolo va fi bucuria noastră numai în Duhul Sfânt, dar fără de măsură. Aici, când Duhul Sfânt te atinge, când Dumnezeu botează pe cineva cu Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt cercetează biserica, știți ce a făcut un om care nu mai era omul lui Dumnezeu? Saul, când a intrat în ceata prorocilor, știți cine era prezent acolo în ceata prorocilor? Era Duhul Sfânt peste ei, de proroceau. Și Saul a intrat în ceata aceea și a venit și peste el. Și a prorocit și el, dar Saul nu era proroc. Deci, bucuria aceasta, dragii mei, noi avem într-o anumită măsură. Dar acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, va fi fără de măsură. Și mă rog lui Dumnezeu că această bucurie, atâta cât o avem, să o păstreze Dumnezeu în inimile noastre. Ca mai târziu acolo, să ne bucurăm în Duhul Sfânt fără de măsură. Amin? Amin. Da. La coborârea Duhului Sfânt, îngăduiți-mi doar să amintesc câteva cuvinte ce s-a vorbit duminica trecută ca să ajungem în contextul nostru. Atunci când s-a coborât Duhul Sfânt, s-a auzit o mare bubuitură, să zicem așa, un tunet, și oamenii credincioși, de fapt, oamenii aceia care au alergat la cei în jurul 120 care au primit Duhul Sfânt, oamenii aceia nu au fost neamuri, oamenii aceștia erau credincioși. Au venit acolo și au auzit pe oamenii aceștia vorbind în limbile lor, deci limbi pământești. Și văzând că oamenii aceștia, de fapt, sunt probabil de acolo, din Galileea, cei mai mulți dintre ei care au venit după Domnul Iisus Hristos și l-au urmat până la Ierusalim. Dar oamenii aceștia, văzând această lucrare, deci cei care nu erau dintre cei 120, văzând această lucrare, unii dintre ei și-au permis pur și simplu să jignească această lucrare. Și aș vrea să aduc aminte și un primul punct important în această dimineață, lucrările lui Dumnezeu de care noi încă n-am avut parte și n-am experimentat și nu le-am gustat și nu le-am trăit, să fim foarte atenți, să nu ne așezăm pe scaunul celor batjocoritori. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ferice de cei care nu se duce la sfatul celor răi în Psalmul 1 și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Ei, oamenii aceștia au batjocorit lucrarea Duhului Sfânt și au bătut joc fără ca ei să o cunoască. Și au acuzat pe oamenii aceia care au primit Duhul Sfânt că sunt plini de muscă sau beți. Spuneam treaba asta și la frații romi, duminică seara, când am fost acolo, de altfel frații de acolo vă transmite salutări, dar vreau să vă fac o mărturisire, i-am invitat pe cei ce cântă acolo, sunt doi frați care cântă din toată inima și cântă frumos. I-am invitat să vină odată la noi să cânte și la noi. Cântă în felul lor, dar cântă frumos. Zic ca Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și spuneam atunci că nici acuzația, nici logică nu era acuzația lor că oamenii aceia sunt beți. Aduceți-vă aminte cei care aveți cel puțin vârsta mea. În România ați văzut oameni beți. Cum era un om beat care învăța românește și numai românește știa? Nu știa nici ungurește, nici rusește, nici engleză, nici franceză, numai românește știa. Când se îmbăta, cât de bine vorbea românească? O mai vorbea bine? Păi nici limba lui o încălcea, nu mai vorbea bine. Da, mai ca să vorbești și lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia vorbeau alte limbi, bineînțeles prin Duhul, dar vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Deci acuzația lor, acestor oameni care n-au înțeles lucrarea, nici măcar omenească ca logică, nu ținea din două puncte de vedere. Aceștia care vi le-am adus aminte. Dar, de ce spun aceste lucruri? Pentru că toate această, oarecum, pledorie, Apostolului Petru, despre care bănuiesc că s-a vorbit duminică seara, a provenit de aici. Pentru că i-a acuzat pe acești oameni, pe acești prim creștini, i-a acuzat că ar fi fost plini de must. Și de aceea vorbeau
o limbă străină. Foarte bineînțeles. Și atunci apostolul ăsta, apostolul Petru, care nu era el așa fricos cum îl acuzăm noi. Știți cum era Petru de fricos? Tot ca și noi. Nu era mai fricos decât noi. Și aș vrea să vă aduc, să vă aduc dovezi. Pentru că în grădina Ghețiman, știți ce a făcut Petru? Știți cine a venit după Domnul Iisus Hristos ca să-L prindă, să-L ducă? Păi nu au venit oamenii de rând, au venit aprozii. Aprozii erau poliția templului, trimiși de preot. Știți ce a făcut Petru? Păi ăsta nu era așa fricos. O lua sabia și a vrut să taie. Să se apă. Ei, de aici Petru se ridică în picioare, pentru că altă dată nu l-am numit pe Petru fricos. Pentru că s-a pliat oarecum, o cedat în fața unei servitoare. Și l-am numit fricos de acolo. Dar Petru nu era chiar așa de fricos. Era slăbiciun ca și noi. Așa cum avem noi slăbiciuni, câteodată suntem tari și câteodată înfricoși de nu putem să ne controlăm. Spunea cineva, definiția fricii e ceva care nu poți controla. Oricât ai vrea să o controlezi, emoțiile ți le mai controlezi, dar frica nu poți controla. Îți tremură picioarele de nu știi cum să le ții. Ei, de aici Petru nu mai era fricos, nu mai era în vale. Și Petru are curajul și acuză pe oamenii aceștia, care pe ei acuză că s-au îmbătat de mult și zice, voi l-a răstignit pe Domnul vieții, voi l-a răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat. Și Petru oarecum aici face o pledorie, o apărare în dreptul celor care au fost botezați cu Duhul Sfânt. Își depune pledoria cuvântului de apărare. Și le spune Petru aici mai multe cuvinte care n-aș vrea să le aduc aminte, dar dumneavoastră știți că mă gândesc că ați ascultat predica duminică seara. Da. Terminându-și această pledoie sau această cuvânt de apărare a lui Petru, uitați ce se întâmplă. Noi de multe ori încercăm să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu și ne tot întrebăm, măi, dar cum să facem că o viață întreagă i-am vorbit și m-au văzut cum am purtat și pur și simplu nu s-o pocăit. Ei, uitați ce se întâmplă. În cuvântul care s-a citit în seara aceasta, după ce au auzit cuvintele acestea, deci ceea ce a spus Petru, ei au rămas străpunși în inimă. Oamenii aceștia au rămas străpunși, vizați. S-au simțit vizați. S-au simțit vinovat. S-au simțit pur și simplu că Petru avea dreptate. Și ceea ce spunea Petru avea dreptate. Și spune oamenii aceștia că s-au simțit străpunși în inimile lor. Întrebarea mea este, ce ziceți dumneavoastră? Ce i-a făcut pe oamenii aceștia să se simtă vinovați de moartea Domnului Iisus Hristos? Cuvântarea cuvintele lui Petru? Petru era un pescar. Nu știu dacă Petru avea atâtea studii profesionale câte le avem noi. El era un pescar și vorbirea lui de multe ori era necioplită. Nu era așa bine organizată sau vocabularul lui așa de bun cum vrem noi să fim. Dar aș vrea să vă spun ceva. Petru, pentru că era alt om și nu era frică de nimic, a ieșit din valea din care a fost atunci cu slujnica. Pentru că a avut întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos l-a ridicat pe Petru. Petru a vorbit cu curaj. Dar curajul pe care l-a avut Petru a fost acompaniat de ceva. Știți de ce? De Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este ceea ce îl convinge pe un om că este păcătos. Și asta o găsim în Scriptură. Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Ioan în capitolul 16 și când va veni El, capitolul 16, versetul 8, când va veni El, adică Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecat. Dragii mei, pe un om îl dovedește vinovat și îi convinge vinovăția lui, Duhului Dumnezeu. Duhul Sfânt. În cuvântul lui Dumnezeu găsim tot în Faptele Apostolilor că-și biserica se înmulțea cu ce? Cu ajutorul Duhului Sfânt. Acum nu faceți cum fac tinerii când facem tineret. Că știu să răspundă și mulți. Deci, cu ajutorul Duhului Sfânt. Dar uitați ce spune oamenii aceștia. S-au simțit vizați, s-au simțit vinovat, s-au simțit pur și simplu păcătoși că Petru avea dreptate în ceea ce spunea el. Dar au spus un cuvânt oamenii aceștia
care eu vreau să mă opresc doar câteva clipe asupra lui. Un cuvânt care prea rar îl mai auzim astăzi la oameni. Nici la adunare, nici la frați în adunare, dacă au tot mai puțin afară. Când a auzit cuvintele lui Petru, a spus: fraților, ce să faci? Ce să facem? Deci suntem vinovați de sângele Domnului Iisus Hristos. Suntem vinovați de ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim. Am fost părtași și noi am luat parte la ce s-a întâmplat. Și noi suntem dintre cei care l-a răstignit. Și au pus o întrebare: ce să faci? Cu alte cuvinte, suntem pregătiți să ascultăm tot ce ne spuneți voi, numai ca să ne remediem situația. Este ca și un om bolnav, care este bolnav trupeaș. Și te duci la doctor și spune doctorul, mai pe față, mai profesional, mai cuvinte, mai, eu știu, din sistemul medical, îți spune: auzi, domnule, nu spune că ai cancer, dar îți spune că globulele sunt așa și celelalte sunt așa, egal, trebuie să faci chimioterapie. Și ai înțeles. Ai înțeles. Întrebarea mea este, dacă spune doctorul treaba aceasta, ce întrebare să-i pui dumneata? Domnule doctor, lasă-mă cu oare, eu mă duc cu cancerul meu, mă duc acasă. Hai să-l întreb eu cum l-au întrebat oamenii aceștia. Ce să faci? Există o soluție să ieși din impasul ăsta. Tratament. Și uitați ce spune aici Apostolul Petru. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus. Vă aduceți aminte de prima predică a Domnului Iisus Hristos? Cum era? Vă aduceți aminte de conținutul ei? Era o predică lungă, de o jumătate de oră, de o oră. Vă aduceți aminte? Și ce-a spus Domnul Iisus Hristos, prima lui predică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Petru le spune același lucru acestor oameni. Odată ce și-au văzut starea, Duhul Sfânt le-a arătat starea inimii lor, situația lor spirituală. Le-a arătat. Și oamenii aceștia spune: ce să facem? Și ce să faceți? Pocăiți-vă. Ce înseamnă să ne pocăim, dragii mei? S-a mai spus aici ce înseamnă pocăință. Pentru că cuvântul ăsta ne irită pe noi de multe ori. Ne irită. Pocăință înseamnă schimbarea minții. Nu înseamnă să schimbi fapte. Nu înseamnă că dacă până aici ai furat și acum nu mai furi, sau până aici ai făcut alte lucruri rele și acum nu mai faci, tu te-ai pocăit. În primul rând, aceste lucruri vin în urma pocăinței. Pocăința înseamnă să schimbi mintea. Să schimbi mintea. Poziția ta, oamenii aceștia au avut altă poziție față de Domnul Iisus Hristos și față de persoana Domnului Iisus Hristos. L-au considerat ceea ce l-au spus probabil preoții, un înșelător. Dar Petru le spune, el era Fiul lui Dumnezeu și voi l-ați răstignit. Și acum ce să faceți? Să vă pocăiți, să vă schimbați mintea, să vă schimbați ideile care le aveți în cap, să-L acceptați pe Iisus Hristos ca Mântuitorul vostru. Și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Haideți să mergem, știu că timpul e scurt, dar am să încerc să prind atât cât pot să cuprind din acest cuvânt. Și uitați care este procesul pocăinței. Pentru că de multe ori încercăm să schimbăm, știți cum, din clasa 1-a să trecem în a 5-a. Și din a 5-a direct la bacaloriat. Nu, sunt niște pași care noi trebuie să-i facem, așa cum El lor li s-a cerut biblic să-i facă, așa ni se cere și nouă și la toți oamenii primii pași care se fac în păcarea pocăinței. În primul rând, este pocăința. Schimbarea minții. Automat după schimbarea minții vine și faptele. Dacă ți s-a schimbat faptele și dacă ți s-a schimbat mintea, mi s-a schimbat și faptele. Nu mai fac aceleași fapte. Încerc să faci fapte vrednice de pocăința care eu o spun cu gura. Așa spunea Ilie, Ioan Botezătorul. Mergeți și faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Și apoi uitați ce spune aici. Pocăiți-vă, lăs Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Deci, primul pas după pocăință, al doilea pas, este să fii botezat. De ce spun lucrul acesta? Pentru că avem tendința să schimbăm. Nu. Cineva care s-a pocăit
și a schimbat faptele, pur și simplu trebuie să mărturisească cu gura lui pe Hristos în apa botezului. Apoi să fiți botezați în numele lui Iisus Hristos, nu în alt nume. În numele lui Iisus Hristos. Spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Avertisment pentru noi toți. Să nu așteptăm să fim botezați cu Duhul Sfânt înainte. Înainte să fim botezați în apă. Este o înșelăciune. Foarte puțini oameni. Eu personal nici n-am cunoscut pe nimeni. Probabil mai există tineri din aceștia. Care dintre unul care e mai sincer. Dumnezeu îl botează și după aia se botează în apă. Dar vreau să vă spun. Dumnezeu a făcut primul pas spre noi. Prin Domnul Iisus Hristos care l-a trimis pe dealul Golgotei și ne-a chemat la pocăință. Al doilea pas este a nostru. Ca să, să credem și să ne botezăm în numele Domnului Iisus Hristos. Așa ne spune Scriptura. Așa ne spune Scriptura. Să nu încercăm să-L chemăm pe Dumnezeu să facă El alt pas și noi să facem unul. Al doilea pas noi trebuie să-L facem. Și apoi, după ce vă veți boteza în apă în numele Domnului Iisus Hristos, veți primi darul Duhului Sfânt. Dragii mei, mie așa spune Scriptura, așa spune Apostolul Petru. Eu nu pot să vă spun altcumva. Eu nu le pot spune tinerilor, nu le pot spune altor oameni care mai vin la noi la adunare, voi stăluiți după Duhul Sfânt înainte să fiți botezați în apă. Că veți primi. Nu! Eu îi îndemn să se boteze numele Domnului Iisus Hristos și apoi să stăruiască în primirea Duhului Sfânt. Amin? Pot că spunem cam în ce. Ca și cum avem altă... Dragii mei, este altă învățătură? Eu vreau să fiu foarte direct cu dumneavoastră și foarte clar. Mi-e așa spune Scriptura. Mi-e așa spune Scriptura. Și nu vizez pe o anumită persoană. Și nu vorbesc la modul personal cu privire la cineva. Eu dau învățătura așa cum spune Scriptura. Să crezi, să te pocăiești, să faci fapte vrednice de pocăința ta, să intri în apa botezului, să-L mărturisești pe Domnul Iisus Hristos și apoi, spune să vei primi, dar Duhul Sfânt. Să nu ne bazăm ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în altă parte, că au primit Duhul Sfânt și după aia au fost botezat. Și dacă au făcut ei, așa facem și noi. Pentru că nu știu câți ați găsit astăzi. Care s-au întâmplat, că s-au întâmplat așa. Dar eu așa vă spun cum zice Scriptura. Prima dată trebuie să ne botezăm. Tinerilor, cei care așteptau și ziceți, mă, vreau ca Dumnezeu să mă boteze cu Duhul Sfânt și eu aștept prima dată tot Dumnezeu să facă un pas. Și după aia mă mai gândesc eu, după un an, doi, trei, că aș vrea să vă spun ceva. Cine primește Duhul Sfânt înainte de apa botezului, vă spun ceva. Primul botez care se face în adunare este primul candidat care intră în apa botezului. Dacă cineva pretinde că a primit Duhul Sfânt înainte să fie botezat în apă și trece un botez și două și trei, dați-mi voie să spun, nu figurează cu Scriptura. Pentru că focul ăla care e în inima ta, focul ăla, puterea Duhului Sfânt, primul pas te face ca să mărturisești pe Domnul Iisus Hristos. Amin? Amin. Amin. Asta spune Scriptura, dragii mei. Asta este învățătura. Nu este la modă. Nu este la modă. Am văzut că de multe ori se schimbă. Așa, dar vreau să vă spun ceva. Petru nu le-a spus oamenilor de atunci cuvântarea lui de duminică seara care a fost spus aici. Nu le-a spus la modă, să fie la modă. Pentru că nu rezolva nimic pe Petru le-a spus lucrurile pe față. Cu politețe, bineînțeles. Haideți să mergem mai departe. Apoi spune și cu multe alte cuvinte, mărturisea și îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos sau păcătos. Mântuiți-vă, ieșiți afară, ieșiți afară, nu mai stați în mijlocul lor, nu fizic, spiritual. Nu rămâneți la starea la care este neamul ăsta păcător. Cei ce au primit propovăduirea lui Petru au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. O, dacă predicatorii de astăzi, cât dintre ei ar vrea ca la propovăduirea lor să se pocăiască măcar 5, măcar 10, măcar 30, 3.000 de oameni, dragii mei, 3.000 de oameni sunt mulți. Asta a făcut lucrarea Duhului Sfânt. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Dar,
Mai departe, mai rămâne 5 minute și ar fi versetul cel mai important. Nu că celelalte nu sunt importante, dar cel mai important pentru viața bisericii. Pentru că nu trebuie să rămâi la limita aceea. Pentru că atunci când te naști din nou, atunci când vii la Domnul Iisus Hristos, ești un copil mic. Încep clasa întâia, nu? Încep primarul sau eu știu. Încep. Uitați cum se crește, dragii mei. Sunt bazele unui creștin. Și niciun creștin fără aceste baze, aș vrea să vă spun că nu merge departe. Nu merge departe și nu crește spiritual. Și rămâne piperniciți și așa cum spunea Apostolul Pavel la un moment dat, voi de mult trebuia să fiți învățători și eu trebuie să vă răgrănesc iarăși tot cu laptele, cu lucrurile începătoare. Uitați ce spune. Cei ce au primit acest botez, cei ce s-au pocăit, cei ce s-au botezat, cei ce s-au convertit la creștini. Uitați ce spune. 1. Patru lucruri foarte importante, dar scurt, o să le amintesc. 1. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Dragii mei, o întrebare de baraj. Vă place Cuvântul lui Dumnezeu? Ne place? Citiți Psalmul 119, cel mai lung psalm. Dar veți vedea ce spune acolo psalmistul, pe mine mă răscolește când văd. Îmi place cuvântul tău, îmi place așa, învață-mă povețele tale, învață-mă cuvântul tău, învață-mă aia. Oh, dacă ne-ar place și noi, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Oh, dacă am stărui noi în învățătura de astăzi. Și învățătura de seară, și învățătura de marți, și de joi. Dacă am stărui în asta, pentru că asta ne crește, dragii mei, asta ne crește. Ei stăruiau și nu contestau. Cuvântul care apostolii, cei 11 apostoli și apoi Matia al 12-lea, cel care le aducea cuvântul înaintea lor, ei nu-l contestau. Probabil îl verificau ca cei din Berea, dar nu-l contestau, pentru că știa că este viață, cuvântul le dă viață. Primul. Apoi, în legătura frățească, dragii mei, vă place legătura frățească? Vă place adunarea? Amin? Fratele Cornel spune, amin, amin. Dar nu mai singur. Dragii mei, astăzi era modă să stai pe internet, să ai părtășie cu cine? Cu cablu. Eu niciodată nu, aș vrea să vă spun, este prima dată când pomenesc în biserica asta lucrurile astea. Și nu vreau să le pomenesc. Ăstea nu au loc aici să le pomenesc. Noi nu predicăm nici ecrane, nici tabluri, nici nimic. Noi predicăm cuvântul lui Dumnezeu, care peste noi, pentru noi este viață. Dar vreau să vă spun ceva. Moda a adus, nu, stai acasă și ai părtășie cu cine. Dragii mei, noi trebuie, ei spune aici că ei stăruiau în legătura frățească. Și ce înseamnă legătura frățească? E mai mult decât atunci când îi spune un frate pace sau unei surori pace. Este atunci când simți cu el, când simte cu tine. Și spuneam aici odată, este o cântare care spune când te rogi pe înserat, pentru frați, surori. Oare s-a amintit și eu? Deci așa de mult să duce legătura asta frățească, încât pur și simplu în rugăciunile tale, tu l-amintești și pe păstor. Mă, măcar că ăsta vine și de multe ori mă constrânge cu cuvântul, dar l-amintesc. Legătura frățească. Haideți să mergem mai departe, că nu vreau să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Înfrângerea pâinii. Vorbeam cu fratele Iosu să vedem dacă avem aceeași înțelegere. Frângerea pâinii, personal, cred că aici se referă la cină. Mai departe, dacă dăm pagina dincolo, va vorbi fratele Petre, mutarul de seară, vorbește de altă frângere a pâinii acasă, la casele noastre. De mâncarea care o mâncăm de aici, se referă la cină. De ce spun aceasta? Am stat de vorbă odată cu cineva în altă parte, un om care în vârstă și mi-a spus, nu frate, e vorba de mâncare acasă, de frângerea pâinii. Acest cuvânt este inclus între lucrurile duhovnicești. Uitați-vă bine. Și este urmat de ceva foarte important. De frângerea pâinii. Dragii mei, părtășia, dacă avem părtășie unii cu altul, dacă avem legătura frățească, dacă avem această legătură între noi și la frângerea pâinii, la cină, suntem prezenți, nu? Nu sărim două, trei, patru. Ar vrea să vă spun ceva. Nu merge așa. Nu merge așa.
Încet, încet, slăbim, slăbim, slăbim. Așa ca și când sar peste mâncare. Vrei să slăbești? Vrei să slăbești din kilograme? Sar peste o masă. Și dacă n-ai rezolvat nimic, sar peste două. Nu peste masă din asta. Asta sări în repede. Este o mâncare. Nu o să devii mai bogat. Dar o să slăbești, garantat. Vă spun din experiență. Garantat slăbești. Dar aici ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu la frângerea pâinii. Vrem să avem viață noi, dragii mei. Eu vă invit la cină. Când este cina, în așa fel să ne purtăm, să putem să ne apropiem de cină. Și apoi în ultimul rând, care nu este mai puțin important, în rugăciune. Dragii mei, acest cuvânt, 42, pentru că n-am avut timp ca să suficient, din vina mea, n-am avut timp ca să îl detailăm, este foarte important. Este foarte important. Vă mai aduc doar aminte. Patru pași foarte importanți în viața unui creștin. Fără aceasta aș vrea să vă spun ceva. Nu poți să avansezi și nu poți să te numești creștin. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, deci în cuvântul lui Dumnezeu, în legătura frățească, la adunare. Nu părăsiți adunarea, amintea fratele Petre aici azi dimineață, cum au unii obicei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în altă parte, tot în cuvântul lui Dumnezeu, că de rușine vor fi dați toți cei care mă părăsesc fără temei, fără motiv. Are cineva motiv să-L părăsească pe Dumnezeu? Nu are. Apoi spune aici, în frângerea pâinii la cină și în rugăciune, baza unui creștin. Mergem acasă și luăm acest verset 42 și încercăm să-l dezbatem, să vedem la ce concluzie ajunge despre viața noastră. Zica Domnul să ne binecuvinteze și să ne dea o viață de creștin așa cum vrea El. Amin? Amin. Măcar că timpul este înaintat, vă rog să mă îngăduiți cu două fraze să concluzionez. Pasajul pe care l-am avut în față în dimineața aceasta și asupra căruia vă rog stăruitor să meditați, este un pasaj foarte important. Este crucial, aș putea spune eu, pentru că ne oferă răspunsul la cel puțin trei întrebări fundamentale. Una dintre ele este cum poate cineva să știe dacă este sau dacă nu este creștin. Pentru că în ziua de astăzi mulți afișează numele acesta, dar pasajul este intitulat Primii creștini. Cum au devenit oamenii aceștia creștini? Au ascultat cuvântul, cuvântul i-a străbuns la inimă, au fost dispuși să facă tot ceea ce li se cere și apoi au primit propovăduirea. O altă întrebare la care răspunde pasajul acesta, o întrebare fundamentală, este aceasta. Pentru cine este făgăduința botezului cu Duhul Sfânt? Și Petru spune limpede, odată, pentru totdeauna. Este pentru toți aceia care, chiar departe fiind, Dumnezeu îi cheamă la mântuire. Este vorba de toți. Botezul cu Duhul Sfânt este pentru toți. Și a treia întrebare fundamentală, cum se dovedește viața creștină? Și fratele Mircea a vorbit aici despre cele patru lucruri de bază, cele patru activități de bază. Eu v-aș îndemna, dragii mei, să cugetați la pasajul acesta acasă, să-l recitiți cu atenție și într-o atitudine de reverență înaintea lui Dumnezeu și eu sunt convins că fiecare împrejurare în care ne apropiem în felul acesta de Cuvântul lui Dumnezeu va aduce în mintea, în inima noastră, lumină și binecuvântare și bucurie și pace. Am să vă invit acum să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să încheiem părtășia din dimineața aceasta într-o rugăciune în care să mulțumim Domnului și să ne credințăm soarta în mâna Lui pe mai departe.